este foarte important ca în egală măsură să fie cotizați și primii 15 de ani contribuiți la pensie și a doua parte a pensiei. Și încă un aspect important ar fi, și sfatul meu pentru toți cei din teritoriu, este de a nu accepta salariul în plic, pentru că acesta este unicul aspect al faptului că pensiile pentru pensionari, mai ales cei rurali, sunt sub pensia medie pe țară. Trebuie să spun că din considerentul aderării la Uniunea Europeană, partenerii europeni insistă asupra faptului că pensia trebuie să fie numai mică decât 40% din salariul mediu pe economie și din acest considerent vârstnicii au doar ce câștiga.